Deja putem să vedem faimoasa promenadă cu Lendi. Dintre cele mai bune paste pe care le-am mâncat de mult timp, nici nu mai știu de când. Biletul a costat 9 euro de persoană adult și pe jumătate prețul pentru copiii până în 15 ani. Facem cam 20 de minute, 25 de minute până la Bellagio. Am lăsat mașina în parcare, am plătit parcarea în avans și acum haideți să vedem. Bellagio e aproape. Iată, acolo e. 3 ore zic că avem timp să explorăm Bellagio. Iată, acolo a fost Varena. Dă-mi mie să nu cadă telefonul în apă, să nu dea peste vreo groapă vaporul. Și acolo ne apropiem de Bellagio. Să zic că mai e puțin până la Bellagio și o să fie să vedem faimoasa promenadă cu Lendi. Toată lumea se mică. Și iată că andocăm
la Bellagio. Să vedem pe care parte. Hai să schimbăm camera. Iată lumea care așteaptă. Oh, s-ar putea să întoarcem. Hai de partea asta. Promenada vestită de la Bellagio. Când am văzut acum câteva luni promenada asta cu Landrins, wow! Oare când o să merg și eu, dacă ajung, o să prind și eu Landrins floriți? Iată! Florile astea, nu știu, sunt dar atât de gingașe și finuțe. Sunt niște tufe. Aici că e lavandă, cumva, dar nu are treabă cu lavandă. Uitați-vă vilă cum arată, ce superbă e și e părăsită. Adică multe geamuri, nu mai au ferestre. Iată. Acum nu știu, înțelesem că cineva ar fi achiziționat acum câțiva ani ca să o renoveze și să o transforme în hotel, ceea ce ar fi superb, ar fi probabil, mai este mai încolo un pic Hotel Bellagio, dar asta ar fi, iar face concurență cu Brio, având în vedere că, iată, acolo e docul, feribotul și iată ce vedere ai, deci e promenada malul lacului și e chiar pe malul lacului, dar cine a cumpărat-o, a abandonat proiectul, cel puțin până acum n-a făcut nimic. Se pare că
sunt un fel de elefant alb aceste clădiri imense, aceste vile superbe, pentru că impozitele, taxele sunt foarte mari aici și trebuie să ai un capital foarte mare să începi, să investești, să plătești din buzunarul tău tot și restaurarea și taxe și impozite inițial până începi să pui pe picioare o afacere și să ai în mod susținut clientelă ca apoi să îți amortizezi investițiile și apoi să intri pe profit. Dar trebuie niște bani. Ce surpriză! Plăcută! Vino, că drăguță tare! Vreau să-i spun bună! Vine, mami! Vine, bine v-ați întâlnit atunci! Cât de fain. Se face și baie pe aici. E lumea care face baie. E apa foarte bună. Aș face și eu baie. Super, deci apa extraordinar. Ce părere aveți despre Bellagio? Tu mai te-am întrebat. Îmi place. Este așa o pregustare a paradisului. Leandri este pregustarea paradisului. Să nu consumați Leandri, nu vă atingeți de el, că e foarte otrăvitor. Muriți repede. Da. Estetic. Iată. Superb. Soldații lui Napoleon, când erau în campanie în Italia, câțiva, vreo 3 soldați, dacă mi-aduc bine aminte, au furat o găină dintr-o gospodărie într-o seară și au dus-o sub frigă și au jumulit-o și încep să pună și ei găina să înfigă bucățile de carne ca să o pună să o frigă la foc. Și să o rotiseze, da. Și au găsit Leandru. Au rupt bețe de Leandru, au înfipt bucățile de carne, găina, în bețele de Leandru și au rotisat-o, au prăjit-o bine, au mâncat și până a doua zi dimineață au murit. Pentru că ei nu știau că Leandru e foarte otrăvitor. Așa că să nu faceți găina la proțap cu bețe de Leandru. Da, vorbesc foarte serios. Cât de mare e ăsta alb. Da. Adică ăștia de aici încolo sunt bătrâni. Vezi, se vede că partea asta e pusă acum, mai de curând, de câțiva ani. Sunt toți subțiri. Acolo mai sunt câțiva mai bătrâni, mai de mult. Da. Iată, se vede până unde a fost inițial promenada. Până aici, la ăsta alb. Sunt super, plin de flori. Deci e ceva efectiv de vis. Uite ce flori are. Nu se pare incredibil. Uite, cursă rapidă, uite și. Mamă cum vine asta. Mamă cum vine asta. Cred că asta de la Varena, dacă pleacă cursă de asta rapidă, asta în
5 minute aici. Deci, frate, cât de repede a venit. O bisericuță de acolo. E bine că e umbră. Să avem acolo un view frumos. Ce frumos formează rețea pomii ăștia. Dacă vezi la frunze lor, zici că sunt duzi. Cred că sunt sicomori. Cred că aici începe o zonă. Vuitton Dolce & Gabbana. Ok. Aici e. Hai, asta e o celebră în sus. Una din străzile celebre din Bellagio. Wow, ce sticle faine! De vânzare! Pictate cu mâna! Faine culori! Cravate! 45 de euro, frate! Și pasta o iau cu 5 euro! Și pe aia roz! Pasta nu mai vorbesc! Vai de mine! Și pasta! 5 euro! E pizza? Paste? Ia să vedem. Cele mai bune paste pe care le-am mâncat de mult timp, nici nu mai știu de când. Și prețul 18 euro porția. Te doare la suflet.
Da, am mâncat extraordinar de bine cele mai bune paste pe care le-am mâncat. Wow. Pe care le-am mâncat în ultima multă vreme. Dar ar fi ceva, nu mai am mărunt. Ok. Cam atât. De la Como. Deja. Ok. Așa se vede și în jos. Atât. Și de restul bomboane. Frumos, foarte turistic, este tipic pentru toate orașele turistice, centrele turistice din, nu știu, cel puțin din partea asta de lume, adică din Turcia până în Italia, Franța, Germania, Austria. E cam același lucru. Foarte gata. Aceeași rețetă. Multe restaurante, chestii de mâncat. Hai să vedem. Ok. Da. Uite, Varena. Trebuie să vină Varena. Așa scrie, așa scrie. Boarding to. Nu e aici, nu? Thank you.
Acolo e Varena. Ui. Acolo e Menaggio. Deci aici Bellagio. Deci de aici merge acolo. Da, acolo. Și apoi în partea cealaltă. Cam asta a fost experiența la Bellagio. Și la Varena. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, puteți arătați asta, puteți spuneți în comentarii ce sugestii aveți, ce aș fi putut să fac altfel, ce am ratat și voi ați văzut, ce am văzut și voi ați ratat. Trei prieteni și alea ce e? Mămica lor sau e tăticul lor? Ele e tăticul, a? Asta aici, uite. Cred că mămica. Mm-hmm. Tăticul pare mai mare un pic. Dacă ăla e tăticul, că e înroșcat aici. Dar și ăsta e mare. Ce de mare. Da. Și frumoasă foc. Da, deci... Hai și la măgari. Aici avem terasa, cum ar fi, de unde am stat. Uite, aveam și... Uite, uite și ăsta. Ăsta e motanul. Da. Aha. Da, 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 da. Așa. Aici sunt măgari și nici ori. Mai ne cam udăm. Încă udă iarba. A, uite, gata, văd. Hai, nu mai chemăm. Că-s de fapt. Uite, tot galben și ala. Da, mă, dar vin degeaba până aici. Le dăm iarbă, tot ce crezi. Ce mângâiem. Rodiu. Lavandă. Super. Super, super. Grădină, iată, dovlecei. Roșii, salată. Albine crescute în grădină. Naturale. Muntele nu se mai vede de... Da, se mai vede câte un picuț de vârf, ceva. Unde e? A, hortensia albastră, da. Acolo, după... Deci nebunie ce hortensii sunt. Astea albastre. Pe aici. Hai să vedeți încă o dată. Ia uite, frate. Hortensia albastră. Imensă. Da, și acum mergem spre cameră, că nu cred că am prezentat camera.
nu mi-aduc aminte. Urcăm. Avem intrare pe aici, separată. Balconul l-am prezentat. Camera însă nu. Asta e camera. E mare. Un pic dezordine acum, dar nu foarte rău. Baia tot mare, spațioasă. Tot ce trebuie. O ultimă privire. Da, bă, nu știu. O ultimă privire pe balcon. Ia uite și aici. Am lăsat mâncare afară. Ia uite. Furnici. Really? Și pentru că am început de aici cu priveliște deasupra lacului Como, încheiem tot așa. Sper că v-a plăcut. Nu uitați, like, subscribe, abonare. E gratis, ofertă. Și ne vedem data viitoare. Până atunci, toate cele bune. Paso Stelvio între Italia și Elveția. Nu mai avem motorină. Sperăm că ne ține, că de acum e coborârea, dar am riscat, n-am știut că urcăm prin munți și am zis că mai așteptăm până ne anunță că mai avem 100 de kilometri și atunci o să băgăm. Am trecut pe lângă o grămadă de pecuri și ne-a anunțat tocmai când urcam pe munte și acum, da, superb, superb peisajul, superb Alpii. Hai, la drum! Hai să vă mut camera. Iată, peisaj alpin. Extraordinar. Ce m-a mirat cel mai mult, pe lângă peisaj, este că am văzut aici mai multe Ferrari-uri decât am văzut trecând pe aici, decât am văzut în multe orașe în Italia.